La cules de cartofi. Uite acolo. Cartofel. Și am găsit și un măr bun. Să halim. Așa e, Nichi? Da. Mamă, chiar e bun. Merge cu pământ. Delicatesă. Dă-mi, Nichi, cartofi. Mă adună ceva. Dar... chestiile faine o să dovlece ăștia de plăcintă care am filmat. Unde-i? Ha? Nu-s de plăcintă. De ce-s pentru porci? Bă! E-s o grum. Deci e-s uriaș. Uite aici. Dar tu de ce ai venit încoa? Uite acolo cât e ăla. Deci e uriaș. Dar uriașul uriașilor e ăsta, frate. Și-am mai găsit cartofi. Uite și cât e ăsta. Și acolo încă unul, și aici. Și acolo. Și rândul nostru de cartofi se cam termină. Da, Tono, Momo, de ce n-ai început? Monico, ce ai sacul acolo în spate? Du-te, du-le la mami tău. Bă, frumos cartofi. La cules de cartofi. Deci, aici sunt toate terenurile. Și aici o sărace care nu au grădină. Și mama dragodilor. Na, un sac jumate am adunat. Ce vrei și tu? Hai, mergem să-i ducem la loc? Îi băgăm, dar trebuie să ne uităm noi la ei. Și e... poftă bună. Mai căzut un nuci pe aici. Am adus acest coș foarte de toamnă. Cei? Am adunat nuci. Nu sunt foarte multe, dar o să mai caut pe aici. Bună, Bruni. Bună. O să mai caut și ce le găsesc vin toate băgate în sănătate. Hai, dă-te. O să vină toate băgate în acest coș. Nichi, ce păpăm astăzi? Cartofi! Hai mult mai bine! Deci astăzi mâncăm cartofi cu sos de marar. Bruno, ce faci? Faci bine? E foarte frumos afară. Chiar e foarte frumos afară, este liniște, este pace, poftă bună. Hai să mâncăm, hai să mâncăm că mor de foame. Hai să mâncăm. Mă jucam cu el. Am găsit o nucă. Spată. Bună, amici. Vrei nucă? Nu vreau. Nu. Bruno, vrei? Uite, vreau. Te vrea Bruno nucă. Da, nu mi te urca în cap. Au, mă, na, ia-o tu, na, ia-o tu. Vezi că moaie. O înghite. Nu, o scru. Hai, o spar sau ce faci cu ea? Să-mi dai nucă înapoi. Dă-te, Nichi. O fi la el. Lasă-l în pace, lasă-l în pace. Lasă-l în pace. Lasă-l în pace, că nu mai are. Au, mai are. Bruno, uite nuca. Nu-i da. Nu, caca nu-i voie. Du-te cu bila ta. Uite, Bruno. Bruno, vrei nuca? Nu-i da bila. Este proaspătă. Nu-i da bila ta. Nu-i bila ta. Este bila bucat... mea, este nuca. Nu-i da să mânce. Nu-i dau nimica. Îți culpă el. Nu degetul meu, mă. Bună, dăm nuca. Acum. Un cap la mine, urcă-te. Moli. Auci. Ia-mi nuca. Ia-mi de nuca la gust asta. Ui, 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 ui. Nu mai dai nuca cu ce să se joace. Ia-mi mascul. Dă-te de aici. Bruno, ce mai faci? Faci bine? Bruno! Hai să sus, Bruno! Am zis nu! Bruno! Bruno! Nu!
roade, copile. Cu ocazia zilei mele de naștere din decembrie mi-i turci în cap. Nu mă mai... Doamne! Mi-am luat pălărie. E pălărie de-aia care îți rupe gâtul. Dă-te, fă, dă pe mine. Dă-te, curule. Deci mi-am luat bluza asta. Taci puțin. Taci puțin. Taci tu. Dă-te jos din capul meu. Niki. Mă jucam cu tine. Dar nu vreau să te joci cu mine și să-mi... Pa! Mai încet. Nu. Acum s-o pus și alea să croncănească și să facă ca toate elele. Deci, nu e atâta de frig afară, dar mi-am luat... Nu știu, această bluză, faină, o șmecheră și chestii, da, știa. Așa, dar tot în pantalon scurțesc. Și chiar îmi place cum se simte. Stați puțin. Am scăpat de un intrus. Așa că, pe vremea asta mă fie cam curge nasul. Și nu e bine să-i curgă nasul. Dar, evenimentele evenimentelor, e că în sfârșit... Deci pe mine nu prea o să mă vedeți prea mult, să nu prea mă vede lumea în bluză, purtând bluză sau ceva de genul, pentru că nu prea port. Ce o să întâmple anul ăsta? Că văd că port bluză. Da, când mi-e cald am dat-o jos, la revedere, pa și pusi. O chestie ce vreau eu să zic e că astăzi cred că am mâncat de vreo 3 ori. De 3 ori timp ce mâncam, mă uitam la Friends. Deci, a devenit un fel de obișnuință ceva. Când mănânc să mă uit la Friends. Chiar îmi place serialul ăsta, chiar l-am mai văzut odată, numai că l-am văzut odată pe Netflix. Vorbind de Netflix, l-am văzut odată pe Netflix tot, cap coadă, bine la viteză 1.5 pentru că e prea. Așa. Și acum îl văd pe HBO Max la viteză normală și mi se pare tare ciudat pentru că se mișcă. Da, e viteza normală și chestii de astea, da, na. Și am căutat acum ceva timp, când aveam Netflix, chiar am căutat să mă uit la Friends. Băi, și nu găseam nimic, niciun Friends, nimic. Pentru că ei l-au scos din grilă și plătești un căcat de 60 de lei. Chiar plătești un căcat de 60 de lei. Să te uiți la film și tu nu ai filmul. Când ei de fapt l-au scos. Și te pune să te uiți la seriale de la de căcat, foarte de căcat, majoritatea dintre ele. Majoritatea, nu toate. Așa. Pentru 60 de lei și nici măcar nu te uiți de banii aia. Așa că pe HBO Max e mult mai ok. Eu, de exemplu, cum mi-am reînnoit abonamentul la telefon, am 3 luni gratis de HBO Max. Te-ai luat? Te-ai luat? Du-te că copile, scurge nasul. Du-te la mami tău să-ți dai pantalon. O să vină și apă. O să vină. Bruno, cur. Să le împace, mă. Le sperii pe toate. Anibal. Ce vrei, mă? Cap. Ai dat cu capul de el. Foarte informație. Am să filmez așa. Uite, furnică zburătoare. Este că eu postez o grămadă de clipuri pe YouTube, dar faza este așa că ori îmi dezactivează comentariile, ori muzica, fără drepturi de autor pe care eu o folosesc, după ce o vede YouTube-ul, îmi zice că e cu drepturi de autor și mă enervează și turbez. Ori, muzica pe care o folosesc, care este fără drepturi de autor, dar pe care o descarc fără drepturi de autor, Bruno! Așa, primești notificare de la YouTube că scrie drepturi de autor și pur și simplu, deci câinele s-a turbat. Și pur și simplu trebuie să dezactivez muzica, iar mie nu-mi place. Deci eu descarc muzică fără drepturi de autor și el face, frate, ce vrea. Absolut horror. E vremea așa de faină afară și îmi place așa de tare.
Doamne, și câinele ăsta. A, nu le mușcă sau ceva, doar fuge după ele. Hai, Bruno. Hai, prins. Uite cum stă. Place cățelul ăsta. Îmi pare rău că a rămas singur. Pentru că ceilalți 5 frații lui eu cam crăpat. E nervant. Bruno, ai grijă cu asta, că asta e de-aia periculoasă. Te ia. Lasă-l în pace pe Bruno. Cicium bai mui. Da, da, cicium bai mui. Nici nu aveam de gând. O să trebuiască, dacă tot am terminat cu camera, să bag și burienile astea înăuntru.